Conform analiștilor de la cotidianul gândul, criza de imagine pe care o traversează România se datorează războiului politic declanșat de politicienii puterii în încercarea de demitere a președintelui Traian Băsescu. În opinia jurnaliștilor, declarațiile neprotocolare ale lui Crin Antonescu și Victor Ponta față de partenerii externi au afectat serios imaginea țării noastre pe plan extern. Naționalismul populist pe care îl îmbracă discursul politic din ultima vreme a lui Crin Antonescu și Victor Ponta creează îngrijorare și ridică semne de întrebare în cercurile politice occidentale, acolo unde un astfel de limbaj pare, în cel mai bun caz, bizar. Atitudinea liderilor de la București a zădărnicit cu fiecare declarație progresele făcute în ultimii 20 de ani în materie de politică externă. Mai întâi și-a arătat îngrijorarea președintele Comisiei Europene, Jose Manuel Barroso, mai apoi Comisarul European pentru Justiție, Vivian Reding, pentru ca săptămâna trecută, prin vocea ambasadorului Mark Gittenstein, administrația Obama a făcut apel la respectarea statului de drept în România. Guvernele vin și pleacă, atât în România cât și în Statele Unite ale Americii, dar ceea ce este important este parteneriatul dintre cele două țări. Presiunile diplomatice venite din partea Statelor Unite nu s-au oprit însă aici. Philip Garden, asistentul secretarului de stat american Hillary Clinton, a ținut să transmită un mesaj dur politicienilor români în legătură cu desfășurarea referendumului pentru demiterea președintelui Băsescu. În replică însă, Crin Antonescu a acuzat Statele Unite că îl sprijină pe Traian Băsescu. Adevărat sau nu, reacțiile oficialilor de la Bruxelles și Washington ar trebui să dea de gândit politicienilor români. În cei aproape 23 de ani scursi de la Revoluție, România nu a primit atâtea critici din partea partenerilor externi câte a primit în ultima lună.